În acest moment suntem online. Bine ați venit la prima ediție a conferinței internaționale Perspectives of Business Law. Este un proiect pe care noi încercăm de ceva vreme să-l aducem în fața dumneavoastră. Este rezultatul muncii echipei de la Facultatea de Drept și a celei de la Asociația Română de Drept Afacerilor. Înainte de a începe, o să vă punctez niște lucruri organizatorice. O să mă exprim atât în română cât și în engleză imediat, pentru că avem online mai mulți participanți din străinătate. Și sper să avem o zi plină de dezbateri, de teme interesante pe care cu siguranță cei mai mulți dintre noastre le-au prezentat deja în alte evenimente sau vin pentru prima dată cu ele astăzi aici. Numele meu este Dumitru Ovidioan, sunt decanul Facultății de Drept din cadrul Academiei Studii Economice din București. În același timp sunt de 16 ani cadru didactic în cadrul Departamentului Drept al acestei universități și principala disciplină predată a fost dreptul afacerilor și dreptul Unii Europene. De aici poate personal implicarea mea în acest proiect, dar este de asemenea o dorință a noastră ca în cadrul noii facultăți acestei universități să avem mai multe proiecte care sunt legate de principală disciplină pe care noi în aceste ani am predat-o și o predăm în cadrul universității noastre. Și înainte de a începe și va prezenta unele lucruri despre conferință, aș spune totuși câteva lucruri pentru cei care nu știu deja despre această nouă facultate. Este o facultate care a ajuns în anul 2. Este o facultate de drept la universitate care este o universitate de înalte studii economice și administrație publică, cu multe facultăți economice și deseori se adresează această întrebare ce este cu facultatea de drept la această universitate care are cel mai multe facultăți de studii economice și de business din România și ce noi și cel mai apreciate. Ei bine, așa cum am zis mai devreme, acest departament de drept, în ultimii 10 de ani, s-a prezentat în fața studenților cu discipline specializate, cu discipline care au fost adaptate programelor noastre și la un moment a simțit nevoia, în special după discuțiile din societate cu actorii care sunt implicați în activitatea educațională, dar și în profesii juridice, de a veni cu o nouă facultate de drept, cu un nou proiect, un proiect care este adresat tuturor celor care doresc să intre în profesii juridice. Așa că acel mit că aici predăm doar drept economic sau doar discipline de drept care sunt legate de economie, încercând să-l clarificăm că nu este așa. Și încă de la început, noi am încercat să oferim studenților noștri, pe lângă, desigur, posibilitatea de a avea acces la cele mai bune cadre didactice și expertiza colegilor noștri de la discipline economice, fie că vorbim de economie, fie că mergem spre business, adică management, marketing, dar și informatică și filozofie, desigur, și altele. Iar acest proiect, Dreptul European al Afacerilor, este un proiect care are atât o componentă didactică. Noi ne prezentăm anul acesta cu un master, care se și numește în acest mod, Dreptul European al Afacerilor. Sperăm ca în viitor să venim cu, de asemenea, un program de master în limba engleză, astfel încât cele două să ofere șansa atât a studenților de a avea acces la informații și la cadre didactice și din afara țării, dar și nouă cadre didactice de a colabora
cu alte facultăți, cu colegi de-ai noștri din afara țării. Iar până să ajungem acolo, să dezvoltăm acest program de master, ne-am gândit că ar fi bine să ne cunoaștem, ar fi bine să dezbatem între noi și să venim cu o primă componentă a acestui proiect, respectiv partea de cercetare. Iar această primă ediție este primul nostru pas, sperăm noi, într-un lung drum în dreptul european a afacerilor. Avem lângă noi participanți din diferite domenii și de la început aceasta a fost și ideea de a încerca în timp a creuna diferite secțiuni care participanții să vină cu teme interesante de dezbatere. La prima ediție nu am făcut acest lucru, nu am mers în paralel cu mai multe secțiuni, fiindcă este clar, vorbind de un număr mai redus de lucrări, poate nici n-am fi putut administrativ să facem chestiunea aceasta, deja partea de tehnică, de transmisie online este o noutate pentru noi. Și atunci am prezentat celor care doresc să vină cu teme din acest domeniu, cu mai multe teme, teme care privesc, desigur, piața unică, dar merge și către, toate sunt legate, desigur, de piața unică, dar vorbim de concurență, vorbim de protecția consumatorilor, vorbim de drept financiar și bancar, drept societar, unde cred că avem cele mai multe lucrări. Așa că avem o listă de teme pe care noi sperăm ca în viitor să le transformăm în funcție și de evoluția viitoarei ediții în secțiuni separate, secțiuni care să funcționeze în paralel într-o zi sau chiar două de conferință. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care au acceptat fie să fie prezenți aici. Aceasta este o conferință hibrid, avem participanți așa cum puteți vedea în sală, fie în sesiunea Zoom, dar desigur și celor care ne urmăresc în acest moment pe cele patru canale pe care noi am decis să transmitem această conferință, respectiv canalele noastre de YouTube și Facebook Live, dar și judice.ro și Wolters Kluwers, cărora vreau să le adresez mulțumim pentru parteneriatul care l-am demarat acum ceva timp cu alte proiecte, dar continuă și cu acesta. Cu privire la partea organizatorică, noi vom avea o primă sesiune plenară în care avem în special în limba română keynote speakers, apreciații specialiști în domeniu și vom continua, așa cum a zis mai devreme, în așa zisele secțiuni, respectiv pe anumite teme, pe anumite domenii, cu speakeri din sală sau din online. Sper să avem parte de sesiuni interesante de lucru, să avem dezbateri. Acum adresez participanților, cu siguranță cei care sunt online în sesiunea Zoom vor adresa întrebări fie pe chat, fie vor interveni. Rugămintea este pentru cei care sunt pe Zoom și doresc să intervină să utilizeze acea funcție de mânuță ridicată, iar participanților care ne urmăritorilor care sunt pe YouTube și Facebook, rugămintea e dacă au întrebări să le posteze pe chat, moderatorii le vor prelua și le vor adresa celor care prezintă sau în sfârșit tuturor celor care sunt prezente în sesiune. Celor care nu doresc să apară cu numele sau imaginea în sesiune, le transmit că vor apărea numai în cazul în care iau cuvântul. Deci asumă că în momentul în care iau cuvântul, atunci vor apărea. Altfel pot sta în sesiunea Zoom fără să participe, dar ideea era ca dânsii să participe. Ceilalți, desigur, aveți opțiunile din platformele dedicate Facebook și YouTube. Acum o să trec puțin în engleză pe scurt ca să poată să treacă și colegii noștri din sănătate. So, welcome to the first edition of the International Conference Perspectives of European Business Law. This conference is organized by the Faculty of Law of the Bucharest University of Economic Studies
together with the Romanian Society of Business Law, has as partners different organizations and institutions that we are thanking for backing us in this first step of the project, which is called European Business Law. This project has several components. A very important one is the educational one. That's why this new young faculty from our university will present this year the admissions for a new master, a master which is actually called European Business Law. And we hope that alongside this master will have in the future another one in English. Well, over there we'll have our colleagues, and we hope that this master programs in the future will be useful for our students to interact, to learn from renowned experts in Romania, but also to have visiting professors, which will give also the chance for us to extend our horizon and interact with other faculties, other professors from abroad. Next to that, as a first step today, we have also a research component of this project. And this is the first edition of this is the first step that we hope to be one in a long road towards a final objective of shaping a very nice project for the Romanian and why not European market of addressing the specialists in European business law. And the idea of this first step was to invite professionals from Romania and from abroad to have the chance to debate on interesting issues, of course, related to the single market. And today's conference, it was intended, or at least the project itself is intended, to have different sections. Because it's the first edition, and even if we have many participants, we actually couldn't develop for each section more than 10 papers. We decided for the first edition to have a structure based on teams and not sections, parallel sections. Moreover, we are still struggling with the online streaming, so we learned from the first edition and the other conferences we have this year, and for sure for the second, the third, and the others will be more prepared to have parallel sessions to allow participants to go to one or other section depending on the interesting papers that are presented, on their interest in those papers. So today we have a first part in which you have a plenary session. We have invited renowned professionals from our Romanian market. That will be in Romanian. And after the break, we enter into the working sessions, and over there, just in English, because the papers are in English, the official language of the conference is in English, we'll have the presentation of the papers. Now, for our colleagues online on Zoom, if they want to interact, if they want to address questions, I would kindly ask them to use the feature raising hand over there, to raise the hand, and in that moment the moderator will be able to allow them to ask the question, or of course address the question by chat. For the participants who are actually seeing us now, and I'm pretty sure will stay with us during this event, on the four channels that we are streaming today, the social media ones of the faculty, and I mean here the YouTube channel of the faculty and the Facebook Live of the faculty, plus our partners' channels, juridice.ro and Cluverse, which is will be actually restreamed, will
if they want to address questions, we will actually collect them from the chat. So I will also kind of ask them to place the questions in the chat. The moderator will take it from there and address the speaker, or of course the ones in the session if they want to anyway debate on that issue. We hope to have interesting debates today, to have certain results that we can actually collect and in the future use for the next editions. And we hope that you'll be pleased with the debates that we'll have today. At the moment, when we'll have the foreign speakers, we'll have a short presentation and we'll have them in the schedule presented as keynote speakers, alongside the Romanian ones also. Revenind în română, acum, încă o dată aduc mulțumiri tuturor celor care au acceptat invitația de a participa astăzi în calitate de keynote speakers. De asemenea, aduc mulțumiri echipei de organizare, colegii mei care în ultimele zile, în ultimele săptămâni, dar în special în ultimele zile, au pus la punct toate detaliile pentru această conferință. Și i-aș da cuvântul doamnei profesor Smaranda Agheni, aici lângă mine, prezentă, și vreau să-i mulțumesc pentru prezența fizică. Ne-a vizitat, cred că este prima oară când vine la Facultatea de Drept, așa cum ai zis, o facultate tânără care are sediu chiar lângă rectorat. Sperăm noi să ne bucurăm viitor de un nou sediu, de săl frumoase, dar... ideea este că suntem într-o clădire frumoasă, principală clădire a Academiei Studii Economice din București. Doamna profesor, care mi-a fost profesor, în sfârșit mi-a fost colegă o perioadă de la departament și pe care, ca student, întotdeauna am stimat-o și am urmărit-o. Am utilizat, desigur, cărțile și articolele în activitatea mea de cadru didactic sau chiar și la început de avocat. Gândeam că i-am citit cărțile atât cele care erau adresate învățământului economic, fiind absolvent de economie, dar și de jurist. Și ulterior am avut șansa să o cunosc, așa cum am zis, ca tânăr asistent în cadrul Departamentului de Drept. Vreau să-i mulțumesc pentru ceea ce nouă tuturor aici la ASE, dar eu zic că în România ne-a adus și ne-a oferit. Dânsa este reputat profesor de drept comercial, așa cum toți cred că aici prezenții bine știți. A fost decan al Facultății de Drept din cadrul Universității Tumărescu și ulterior rector al acestei universități. Acum conducător de doctorat și autor a multe titluri, așa cum am putea și mai devreme, de comercial. Doamna profesor, este o onoare pentru noi și vă mulțumim pentru prezență. Vă mulțumesc, domnule decan. Pentru mine este o onoare de a participa la prima conferință internațională a noii structuri create în Academia de Studii Economice, și anume Facultatea de Drept, pe care o conduceți și vă felicit pentru acest lucru. Vreau să mă adresez în alocuțiunea mea, în primul rând, conducerii Academiei de Studii Economice, în mod personal domnului profesor universitar dr. Nicolae Studor, care sunt convinsă că acum ne urmărește și mă ascultă. Vreau să mulțumesc, în primul rând, pentru faptul că a avut încredere și a sprijinit acest proiect al grupului de cadre didactice de la Departamentul Drept din cadrul Academiei de Studii Economice. A sprijinit proiectul care de altfel a început cu mulți ani în urmă, de a se crea o facultate de drept în cadrul Academiei de Studii Economice. Vă mulțumesc, domnule rector, pentru faptul că ați crezut în puterea, în capacitatea profesional-științifică a acestor cadre didactice și iată că ați militat pentru crearea acestei facultăți.
Existența acestei manifestări științifice este o primă dovadă a faptului că încrederea pe care ați avut-o în corpul profesoral academic de la Departamentul Drept, această încredere nu v-a fost nicicum zdruncinată. Poate ar fi trebuit să încep cu mine, să mulțumesc Academiei de Studii Economice, unde, începând cu anul 1979, după 5 ani de magistratură, am venit ca tânăr asistent la Catedra de Drept. De pe vremea aceea, doar doamna profesor Brândușa Ștefănescu este încă prezentă. La această cetate a științei, a culturii, a formării ca om, a formării în privința deontologiei profesionale. În această cetate eu am crescut din punct de vedere profesional științific, am parcurs toate gradele didactice universitare, începând deci cu asistent, lector, conferențiar, profesor, profesor conducător de doctorat aici la Academia de Studii Economice, am primit acest titlu și nu pot să nu mulțumesc și să amintesc de fiecare dată. De asemenea, mulțumesc Academiei de Studii Economice ca instituție și conducerii care, sau persoanelor care au fost în conducere de-a lungul timpului pentru oportunitatea pe care mi-a creat-o de a fi prezentă la universități internaționale, în primul rând cele din Franța, unde cred că am reprezentat cu cinste Academia de Studii Economice, dar mai cu seamă Școala de Drept Românească. Timp de 16 ani am fost profesor asociat invitat la Universitatea din Orleans, unde am predat și unde, la prima conferință pe care am ținut-o în 1994, dacă mi-aduc bine aminte, când îmi vedeam numele pe afișe în cadrul universității, Sparanda Angheni, maître de conférence al Academiei de Études Économiques de Bucarest, îmi tresărea inima și în același timp priveam acele afișe cu mândrie că provin dintr-o instituție de învățământ superior apreciată atât în țară cât și în străinătate. Această oportunitate pe care am avut-o se datorează, iacătă, instituției în care sunt astăzi prezentă. Eu nu aparțin numai trecutului. Eu zic că aparțin și prezentului și pe cât posibil, dacă în sănătatea îmi permite, voi aparține și viitorului acestei cetăți, cum am spus, a științei, culturii și a facultății de drept. Sunt bucuroasă, sunt mândră că, iacătă, în Academia de Studii Economice s-a creat Facultatea de Drept, care pregătește, și foarte bine a subliniat domnul decan, pregătește juriști nu numai care să activeze în domeniul economic, ci juriști care să devină magistrați, notari, să intre deci în avocați în profesiile liberale, ceea ce nu este puțin. De altfel, dacă bine mi-aduc aminte sau dacă bine evoc și la alte universități din străinătate, chiar cu învățământ economic există facultăți de drept, școli doctorale în domeniul drept și dau exemplu universității din Orleans, dar nu numai. Dau mereu exemplul acesta pentru că am trăit acolo atâția ani și am căpătat experiență atât în predare, deci în formarea generațiilor de juriști, dar și în plan științific. Despre mine, în prezent, sunt membru al Consiliului Științific al Școlii Doctorale din Academia de Studii Economice, Școlii Doctorale, domeniul drept, și evident că în această calitate am căutat să conving ultima echipă a Comisiei de Evaluare a Școlii Doctorale pentru menținerea acreditării, am căutat să conving despre capacitatea pe care o are Școala
doctorală de la ASE în a forma viitori specialiști, cercetători științifici în domeniul dreptului. În privința titlului conferinței, iarăși mă leg de trecut. În anii 91, când mă întorceam de la Universitatea din Toulouse, unde am efectuat un stagiu de 6 luni de cercetare, împreună cu alți colegi de la Academia de Studii Economice, fiind în Consiliu, la illo tempore, fiind în Consiliul Facultății de Finanțe Contabilitate, cum era atunci Consiliul Profesoral, și de asemenea în Senatul Academiei de Studii Economice, am adus această disciplină, dreptul afacerilor. Sigur, cu timiditate, dar eu zic cu curaj și mă bucur că în timp ea a căpătat aripi, nu zic numai a prins rădăcini, chiar aripi, în condițiile în care, vă rog să mă credeți, la vremea respectivă, nici Academia de Studii Economice, nici Facultatea de Drept a Universității București nu înțelegea ce este dreptul afacerilor. Mi s-a spus chiar de către un profesor reputat, care nu mai este în viață, de la Facultatea de Drept a Universității București: ce vreți, doamna Angheni, să faceți? Un cocktail Molotov? Ce e asta materie interdisciplinară sau pluridisciplinară? Luați câte ceva din fiecare ramură de drept și simplificați lucrurile în așa fel încât până la urmă să nu mai existe o știință? Sigur, asemenea replici le-am avut și aici, în ASE, în cadrul Consiliului Profesoral de la vremea respectivă. Da, am adus argumente, zic eu, științifice, argumente de conținut cu privire la necesitatea, cu privire la existența, în primul rând, a dreptului afacerilor, cu privire la necesitatea studierii dreptului afacerilor, și am spus-o, în primul rând, la Academia de Studii Economice. Pentru că eu știam foarte bine ce predam noi, profesorii, care era curricula universitară la vremea respectivă și care ne permitea cel mai bine să aplicăm conținutul dreptului afacerilor la învățământul economic. Mă bucur însă că în timp, iată că acest drept al afacerilor nu numai că a fost acceptat, toată lumea a pledat, a militat pentru existența și pentru necesitatea lui. E foarte adevărat că este o materie pluridisciplinară, este foarte adevărat că e greu pentru un formator de școală să poată să cuprindă toate materiile, toate, mai bine spus, instituțiile juridice, normele care sunt aplicabile afacerilor, așa cum definea afacerea Yves Guillaume, pe care de altfel îl cunoașteți foarte bine din scrierile sale în Droit des Affaires, spunea: afacerea înseamnă viața unei întreprinderi de la înființare până în momentul desființării ei. Așa încât, în cadrul acestei definiții foarte generale, ne regăseam toți cei care predam la Catedra de Drept de la ASE. Ne regăseam cei care predam dreptul public, apropo, elemente de drept administrativ prezente în afaceri, elemente de drept penal, de dreptul penal al afacerilor, evident, infracțiunile specifice vieții afacerilor. Existau profesori care, mă rog, se aplecaseră asupra dreptului fiscal, dreptului financiar și apoi dreptului bancar, ca să nu mai vorbesc de partea de drept privat, în principal dreptul comercial. Și adevărat că din acest punct de vedere, dacă la început am susținut dreptul afacerilor și m-am obligat să scriu numai în dreptul afacerilor, m-am orientat sau m-am focalizat, chiar dacă nu prea îmi place termenul, m-am focalizat pe dreptul comercial ca o componentă a dreptului afacerilor, de altfel, după părerea mea, cea mai vizibilă componenta afacerilor, atât din perspectiva subiectelor participante la afaceri, cât și din perspectiva operațiunilor juridice, fie că ne gândim la acte sau la
fapte juridice lato, acte juridice sau fapte juridice lato sensu. Ori din această perspectivă, evident că am considerat că dreptul comercial este o componentă vizibilă a dreptului afacerilor. Și mai apoi, sigur, celelalte componente, dreptul muncii, atât de prezent în viața afacerilor, în raporturile dintre, iacătă, comercianți sau operatori economici, întreprinzători, cum vreți să le spuneți, și angajați, de ce? Pentru că orice întreprinzător, orice societate, iacătă, comercială, că eu n-am renunțat la această denumire, are nevoie de forță de muncă, care să aibă statut, evident, de angajat pe baza contractului individual de muncă și numai. Nu mai vorbesc de aspectele internaționale prezente în afaceri, fie că ne referim la dreptul internațional privat, ori de câte ori acel raport juridic are, prezintă un element extraneu și se pune, sigur, problema legii aplicabile acelui raport juridic, fie că ne referim la dreptul internațional public, care este atât de prezent, iacătă, prin dimensiunea sa prezentă a dreptului european, iacătă, al afacerilor. Așadar, am pledat, am militat pentru existența și dezvoltarea acestei materii pluridisciplinare, care la început nu a fost înțeleasă nici din perspectiva necesității ei, dar ceea ce a fost mai grav, din perspectiva conținutului ei, așa încât personal sunt bucuroasă că trendul a fost, iacătă, ascendent. În privința conferinței, titlului conferinței, perspective ale dreptului european al afacerilor, foarte bună aleasă tema. E de mare actualitate. Actualitate atât în dreptul intern, și foarte bine a subliniat domnul decan, apropo de comunicările științifice care vor fi astăzi, atât din perspectiva dreptului intern, cât și din perspectiva dreptului european integralist. Sigur că în ultimul timp s-a vorbit chiar despre necesitatea unui cod european al afacerilor, bazându-se pe acel proiect care deja a fost elaborat, dar care, din nefericire, nu s-a finalizat. Și vreau să subliniez, chiar dacă în doctrină au apărut deja articole în care s-a avansat ideea unui cod al dreptului european al afacerilor, sigur că nu intru într-o nicio polemică cu privire la denumire. Dacă se vorbește despre un cod, sigur, noi știm ce este un cod, o lege generală, nu? Care conține principii, reguli de bază, instituții de bază, sau dacă ne gândim la un codex, la un sumum de acte normative, de instituții aplicabile afacerilor, dacă ne gândim la o uniformizare a reglementărilor în spațiul economic și juridic aparținând Uniunii Europene, dacă dincolo de acest spațiu ecourile reglementărilor se vor vedea. Deci nu intru în aceste detalii speculative din punct de vedere teoretic. Sigur că au suport însă științific. Una este să vorbim despre un cod al dreptului afacerilor sau, și alta e despre un cod al afacerilor europene. Sigur că, repet, nu este momentul în această ședință de plen, această introducere a conferinței în plen, să detaliez aceste aspecte. Ele pot face obiectul unui seminar, seminar științific orientat pe sau bazat pe această temă. Cod al dreptului afacerilor, cod al afacerilor europene, dar ceea ce este cel mai important, după părerea mea,
necesitatea sau nu a uniformizării reglementărilor în această materie la nivelul Uniunii Europene și, sigur, reglementări aplicabile statului. Sigur, nu este domeniul meu strict de preocupare, apropo de dreptul Uniunii Europene, dar incidental, evident că am aprofundat unele reglementări, fie de aplicabilitate directă, pentru că am fost nevoită mai cu seamă în materia societăților, fie prin transpunerea acelor directive în dreptul intern, în legislația noastră. Așadar, titlul conferinței este o provocare pentru noi toți. Creează posibilitatea tuturor de a ne manifesta și de a vă manifesta din punct de vedere științific cu privire la componentele juridice ale dreptului afacerilor. Și nu degeaba am subliniat juridice, pentru că, așa cum am spus-o încă de la început, cum am învățat și am văzut în Franța, dreptul afacerilor nu înseamnă numai partea strict juridică, înseamnă multe instituții economice, deci dincolo de juridică, dar instituții care, iacătă, sau domenii care sunt reglementate prin norme juridice și atunci sigur că nu trebuie să le ignorăm. Eu, de exemplu, când am făcut programa analitică la dreptul afacerilor, chiar aici la ASE, am spus, este foarte important să se predea gestiunea întreprinderii, este foarte important să se predea fiscalitatea din perspectiva economică, nu numai din perspectiva juridică. Deci am căutat să arăt această dimensiune pluridisciplinară, care depășește granițele stricte ale dreptului, merge și spre economic și, de ce nu, spre alte științe și spre științe sociale, da? Care sunt foarte importante și care definesc profilul unui afacerist, unui om participant la afaceri. Mi-ar fi plăcut să vorbesc despre buna credință a participanților la viața afacerilor. Este un subiect extraordinar de important și de actualitate, chiar din perspectiva codului civil integrator, de acum, apropo de renunțarea la dreptul comercial, la codul comercial, în fine. Așadar, nu vreau să vă mai obosesc cu aspecte care, desigur că sunt importante, dar pentru că fiecare așteaptă, dintre cei care s-au înscris pe listă, așteaptă să vorbească, evident că mă voi opri aici, dar vreau încă o dată să felicit Facultatea de Drept, să spun că sunt mândră că s-a ajuns aici, că s-a creat un colectiv de profesioniști ai dreptului, în sensul cel mai frumos al sintagmei sau al expresiei, profesioniști ai dreptului, care să reprezinte ambasadori, reprezentanți ai învățământului juridic românesc și cu dimensiune, sigur, și economică. Nu putem face abstracție de faptul că acest drept al afacerilor este o materie pluridisciplinară, nu putem face abstracție de prezența economicului, prezența dimensiunii sociale în toate raporturile juridice. Vă urez mult, mult succes, vă voi sprijini cât voi putea și cum voi putea, în așa fel încât, într-adevăr, Facultatea de Drept să fie o mândrie a Academiei de Studii Economice. Încă o dată și domnule rector, vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumim și noi, doamna profesor Angheni. Chiar dacă instituțional la momentul depunerii proiectului dânsa nu mai era colega noastră, noi așa am simțit și așa simțim. Realizăm că fără suportul oamenilor ca doamna profesor, noi nu am fi realizat acest proiect și doresc să mulțumim nu doar în numele conducerii, cred că pot vorbi în numele
tuturor colegilor din Departamentul Drept. Și o să trecem online, de asemenea, la o altă figură importantă a Departamentului de Drept, poate cea mai importantă a ultimilor 10 de ani, și cea care, zic eu, a pus umărul, a fost chiar fundamental în creionarea acestei facultăți. Dânsa, din păcate, nu poate fi alături de noi, motive ce țin de, în sfârșit, de sănătatea dânsei, dar îi mulțumim că ne ghidează în continuare în activitatea didactică, dar și administrativă acestei tinere facultăți. Avem nevoie de suporturi dumneavoastră și al tuturor celor care ne-au fost de-a lungul timpului alături. Le mulțumim că sunt în continuare alături de noi. Aici în sală, doamna Ghenie, doamna Ștefănescu, vedeți mulți dintre studenții și tinerii colegi și online, desigur, și toți, cred că, apreciem munca depusă de dumneavoastră. Așa că este o onoare pentru mine să vă prezint următorul invitat. De asemenea, așa cum am zis mai devreme, fondator al acestei facultăți și susținător al disciplinei dreptul afacerilor și a tuturor componentelor care țin de această disciplină. Doamna profesor, așa cum a prezentat și doamna Anghelie mai devreme, a fost director al departamentului, al catedrei de drept din cadrul Academiei Studenilor Comunice pentru mulți ani și mentorul celor mai mulți dintre noi, fie că i-am fost studenți, fie că nu i-am fost. Eu am avut șansa să fiu student chiar la Academiei Studii Economice și am fost preluat încă de la început ca tânăr asistent și ghidat în munca mea. Îi mulțumesc personal și, de asemenea, cred că pot adresa mulțumirile întregului colectiv al Facultății de Drept. Doamna profesor, ne auziți? Da. Vă mulțumim frumos pentru prezență și pentru ceea ce faceți pentru noi. Eu vă mulțumesc. Am prilejul să vă mulțumesc de mai multe ori. Să vă mulțumesc că vă aduceți aminte de mine. Să vă mulțumesc că m-ați invitat. Să vă mulțumesc că m-ați invitat la acest moment de deschidere a unei cercetări științifice de reverberație internațională de către facultatea dumneavoastră și să vă mulțumesc pentru că e complicat să accepți ceea ce spune un om care a trăit în două secole și în două rânduiri și care are și o vârstă, din păcate, sau din fericire ar spune unii, foarte greu de dus. Cred că din cauza vârstei acesteia, în primul rând, care aduce și probleme de sănătate, nu pot să fiu alături de dumneavoastră fizic. Dar să știți că sunt foarte prezentă, sunt mereu alături de dumneavoastră și vă urmăresc. Vreau să vă mulțumesc că m-ați invitat. Vreau să vă mulțumesc că ați ajuns să organizați astfel de evenimente. Și pentru că acest eveniment este primul eveniment de anvergură organizat de Facultatea de Drept a Academiei de Studii Economice, vreau să mă laud. Mă mândresc cu această facultate. Mă mândresc cu această facultate pentru care Senatul Academiei a dat aprobarea cât privește constituirea ei în decembrie 2010. A durat cam mult până când ea a prins contur. Și să știți că a prins contur, în primul rând, datorită rectorului actual, profesorului Studor, căruia îi mulțumesc personal încă o dată, datorită conducerii Academiei din ultimii ani, unde la nivelul proiectorilor erau și studenți, foști studenți de-ai mei, care știau cât sunt de încăpățânată, și trebuie să mulțumesc tânărului decan al Facultății de Drept, care s-a zbătut împreună cu colegii din departament pentru ca această facultate să prindă viață. Și a prins viață frumos. A prins viață cu oameni care s-au implicat și se implică în continuare și pentru că la vârsta asta pot să primesc
tot felul de impresii, are o bună presă, cel puțin deocamdată, în lumea academică. Urez succes în continuare facultății și sunt convinsă că va merge mai departe. Va merge mai departe pe un drum foarte frumos, însoțit din plin de o activitate științifică pe măsură, pe care nu trebuie să o abandonați niciodată. Mă bucur că tema acestei conferințe este, într-o formă sau alta, dreptul afacerilor. V-am spus că vreau să mă laud. Disciplina de drept al afacerilor a fost introdusă în planul de învățământ al facultăților economice și al Academiei de Studii Economice al facultăților componente, datorită mie sau prin efortul meu. Și vă explic de ce. La un anumit moment dat, reforma planului de învățământ, minunata reformă care a trecut de la 4 ani la 3 ani, nu vă mai spun că am fost împotriva ei, dar covrând nicul nu se face primăvară, a obligat concentrarea disciplinelor, reducerea numărului de ore. În Academia de Studii Economice, cele mai multe facultăți aveau mai multe discipline. A fost un moment când se predau 27 de discipline juridice. De la aceste 27 de discipline juridice, în planul de învățământ curent, în curicula de învățământ curentă, de 4 ani, erau la cele mai multe facultăți deja câte 3 discipline. S-a ajuns la una singură, pentru că nu era fond de ore. Ori a fost nevoie la acel moment de găsirea unei discipline integratoare. Și asta a fost dreptul afacerilor. De ce? Pentru că dreptul afacerilor permitea ca discipline integratoare, nu există un drept al afacerilor, dacă vreți să-l puneți de la cap la coadă, într-un singur curs universitar. Pentru că nu se poate. E mult prea vast și cuprinde instituții din mai multe ramuri de drept. Ei, acest drept al afacerilor care a fost gândit pentru facultățile economice permitea fiecărui cadru didactic și fiecarei facultăți să acomodeze programa de învățământ, programa cursului de drept al afacerilor, specificului facultății. Și dacă la contabilitate, la momentul respectiv, se făceau și drept societar și drept civil, a fost posibil să faci dreptul afacerilor păstrând dreptul societar. Deci, nu mai făceai drept civil, că n-aveai unde să-l plasezi, și acomodai programa făcând acele discipline care veneau în completarea dreptului societar care a rămas din fericire la contabilitate. Această situație era peste tot. Deci, aici este punctul, acesta este punctul în care dreptul afacerilor a intrat în programa de învățământ facultăților economice. Sigur că ulterior s-au modificat codurile. Sigur că ulterior a apărut legea de punere în aplicare a codului civil, cu inerția care a condus la scoaterea termenului comercial, păstrat. Dar de ce a fost păstrat atunci? Păstrat în legătură cu protecția consumatorului și în domeniul concurenței. De ce acolo se putea și altfel nu se poate? Este o aberație, una dintre aberații. Dar nu sunt singurile, sunt multe aberații. Trebuia să faci astfel încât să eviți dreptul comercial. Deși dreptul comercial, ca disciplină de studiu, este excepțional. Chiar dacă am abrogat codul comercial fără să punem nimic în loc, de aceeași valoare. Chiar dacă am păstrat numai capitolul privind codul maritim, privind transportul maritim, care nici astăzi nu a fost cumplinit prin anunțatul cod maritim, care nu s-a făcut și nici nu lucrează nimeni la el. Așa că totul durează, până când poate că va mai veni o altă echipă plătită cel puțin la fel de bine, pentru că au fost foarte bine plătiți, care să modifice actuala cod civil și știu eu la ce să mai gândească. Eu pot să spun lucrurile astea, chiar le cunosc, am argumente, nu e nimica gratuit. Adică nu e nimic fără un suport. Deci,
Acesta este dreptul afacerilor. Dreptul afacerilor trebuie păstrat. Dreptul afacerilor trebuie dezvoltat. La nivelul Uniunii Europene se pune problema unui cod al afacerilor sau unui cod al dreptului afacerilor. Un cod al dreptului afacerilor nu se va putea pentru că nu merge. Eu vreau să vă spun că la nivelul Uniunii Europene, nici Uniunea Europeană nu e în afara oricărei critici. Comisia Lando a lucrat 20 de ani, da? Ca să facă un cod civil. E, pentru codul comercial care ar trebui să fie, dar care nu mai poate fi utilizat pentru că sunt cele două sisteme, a unității dreptului privat și a unității dreptului privat. În sfârșit, acum Brexit-ul a îndepărtat Anglia, dar există statele nordice care au un sistem de drept care cunoaște o apropiere mai mare față de dreptul englez, anglo-american, de fapt. Și deci, terminologia de drept al afacerilor este mai adecvată, dar nu va fi la fel de integratoare cum este disciplina dreptului afacerilor gândită la nivelul Academiei de Studii Economice și păstrată ca atare. Sigur că dreptul afacerilor nu și are locul la facultatea de drept, dar să faci un drept al afacerilor pentru toți ceilalți, să faci un drept al afacerilor și să te ocupi de perspectiva dreptului afacerilor în Academia de Studii Economice este perfect logic, pentru că sunt celelalte facultăți. Și vreau să vă spun, și colegii mai tineri, unii dintre ei, din fericire, fost studenți ai mei, câtă vreme la Academia de Studii Economice a existat Facultatea de Economie și Dreptul Afacerilor, această facultate era foarte căutată, foarte mulți studenți, care astăzi se găsesc în fruntea chiar a unor bănci ce își desfășoară, între altele, ce își desfășoară activitatea în facultate foarte bună. Am renunțat la denumire că de ce atâta drept? E, acum n-au studenți. E la fel de bine. Poate se gândesc în perspectivă. De aceea mă bucur de două ori că există la nivelul Academiei de Studii Economice această facultate de drept. Facultate de drept care a fost gândită în mod special, prin curricula de învățământ, să acopere o nevoie majoră a juristului. Juristul român, din păcate, chiar și cei care se găsesc astăzi în piața muncii, în domeniul juridic, nu cunosc suficiente, nu au suficiente cunoștințe privind disciplinele economice. Nu știu contabilitate, nu înțeleg o balanță, nu știu să facă diferența între bilanț și balanță. Nu știu de multe ori să citească o expertiză făcută, un raport de expertiză contabilă. Se înțelege foarte greu. Nu se înțeleg documentele care se cer de către expertul contabil. Ori, în aceste condiții, era nevoie de o pregătire economică mai accentuată pentru viitorul jurist. Asta face Facultatea de Drept de la Academia de Studii Economice. Va fi un foarte, foarte mare succes și un foarte mare câștig pentru jurist înainte de toate. Și cred eu că va fi un succes și pentru economiștii care se formează în continuare în cadrul Academiei și care pot să urmeze în paralel, dacă doresc, pentru că programa de învățământ permite, și Facultatea de Științe Juridice și Facultatea de Drept. Revenind la dreptul afacerilor, mă bucur că am văzut între speakerii care urmează să intervină în partea a doua, personalități consacrate pe plan internațional, pe care am avut onoarea să-i cunosc, pentru că eu nu știu dacă astăzi sunt aici în calitate de fostă colegă de-a dumneavoastră, mă bucură că mă considerați în continuare așa, de fost profesor, mă bucură că vă mai aduceți aminte de mine, sau de vicepreședinte al Academiei Române de Științe Juridice, Academiei de Științe Juridice din România, ca să fim corecți, sau ca vicepreședinte al Asociației Europene de Drept Bancar și Fiscal. Spun aceasta pentru că am avut ocazia să cunosc pe cei care intervin și mai ales pe cei care intervin din mediul academic universitar, internațional. I-am cunoscut personal și sunt persoane deosebit de valoroase.
Mă bucură că ați avut posibilitatea să invitați astfel de speakeri. Dar acești speakeri vă vor spune și se vor apleca asupra elementelor componente ale dreptului afacerilor. Și pentru că discutăm despre perspectiva dreptului european al afacerilor, ca să nu considerați că m-am ramolit de tot, vreau să vă supun atenției o problemă cu care vă veți confrunta, pentru că dumneavoastră sunteți cei care veți pune în aplicare orice eventual act legislativ care ar proveni de la Uniunea Europeană. Acest drept al afacerilor implicit se confruntă cu ceea ce se confruntă orice sistem, orice ramură de drept, care este dependentă și de acte legislative comunitare. O redactare extraordinar de greoaie a acestor acte legislative, care a pierdut în acuratețe de îndată ce s-a trecut la limba engleză, ca limbă oficioasă, renunțându-se pentru anumite domenii de la limba franceză. Limba franceză era mult mai bogată. Limba franceză îți permitea nuanțe și dacă era corect redactat actul, trebuia să fie și corect tradus. Și a doua chestiune e traducerea. Domnule, sunt atât de mari greșelile de traducere, fie din varianta engleză, fie din varianta franceză, dar mai ales din varianta engleză, în varianta română, încât te sperii. Sunt noțiuni deformate, sunt concepte inexistente, pe care, în bunul nostru sistem românesc, de transpunere în cele mai multe domenii a actelor legislative comunitare, cel care este chemat să redacteze, fie și bruionul, dar până la urmă chiar draftul de transpunere, chiar actul de transpunere, copiază actul legislativ. Îl copiază fără niciun fel de jenă, dar îl copiază însă nu-l adaptează. Îl copiază, dar nu-l înțelege. Îl copiază mecanic și nu înțelege instituțiile la care se face referire. Mi-aduc aminte de o directivă în care, în limba engleză, în domeniul bancar, se făcea referire la posibilitatea atacului unei decizii luate de un anumit comitet. Și în limba engleză era termenul appeal și s-a tradus la apel, la curtea de apel. Nu avea nicio legătură cu curtea de apel. Nu avea nicio legătură sistemul de contestare ca atare. Dar traducerea noastră minunată, cu foarte mare greutate și prevalându-mă de autoritatea pe care odată am avut-o ca profesor universitar al multora dintre cei care lucrează în domeniu, am reușit să-i conving să citească înainte de orice atât varianta engleză cât și varianta franceză pentru a înțelege ceea ce ar trebui să aplice. Mi s-a replicat odată, da, dar varianta oficială e varianta română. Dacă e prost tradusă, ce facem? De-aia e nevoie să învățați limbi străine. De-aia faceți dumneavoastră astăzi în limba engleză. Dar cunoștințele mele de limba engleză vorbită sunt atât de defectoase încât nu îndrăznesc să vă chinui urechile cu așa ceva. Aș prefera să o fac în franceză. M-ar înțelege cu certitudine doamna Angheri, vechea mea colegă. Dar sigur și Raluca, pe care o văd cu multă plăcere. Și îmi aduc aminte cu multă plăcere de ceea ce făceam și noi atunci, de mult, de mult, de mult. Eu am încetat activitatea la Academia de Studii Economice în 2011, activitatea didactică. Nu cea de conducător de doctorat. A mai durat până când doctoranzii pe care îi aveam și-au terminat lucrările. Și care, cred eu, mi-au declarat-o de altfel că acum mă iubesc mai mult decât mă iubeau atunci. Atunci i-am chinuit. Nu erau mulțumiți că făceau 7, 8, 9, dacă era cazul, variante. Mă iubesc astăzi pentru că mi-a spus unul dintre doctoranți, ce doi. Noi nu avem probleme cu plagiatul. Nici virgula nu puteam să o plagiem. Da? Și cam așa era. Eu și acum cred că nu trebuie să condamn numai, sigur, este reprobabilă, orice tentativă de plagiat, orice plagiat, dar nu trebuie condamnat numai doctorandul,
și mai ales și în primul rând conducătorul științific. Pentru că un conducător științific care se respectă trebuie să citească lucrarea și trebuie să înregistreze orice tentativă de plagiat. A fost o digresiune. Revenind la dreptul afacerilor, pentru că vă spuneam că trebuie să vă pliați acestei realități a redactării actelor legislative comunitare, mă refer la o chestiune care ține de dreptul afacerilor. În 2017 s-a adoptat o directivă, directiva 1852, privind soluționarea litigiilor din domeniul financiar, fiscal, în Uniunea Europeană. Nu sunt din domeniul fiscal, sunt legate numai de litigiile care se nasc în legătură cu dubla impunere și care pot fi, care pot apare și au apărut, și sunt multe care au apărut, fie legate de aplicarea convenției din 1990, dacă nu mă înșel eu, aceasta e convenție încheiată la München, și care are în vedere evitarea dublei impuneri legată de profitul societăților, corecturile apărute și posibile legate de profitul societăților asociate, întreprinderilor asociate, spune convenția. Dar ulterior, probleme acute s-au pus în legătură cu convențiile bilaterale, cele mai multe, pentru evitarea dublei impuneri. Această directivă trebuia transpusă și a fost transpusă prin copiere liniștită, prin ordonanța 19 din 1919, prin care s-a modificat în special un anumit articol din Codul de Procedură Fiscală 283, cu fel de 283, 1, 2, 3, 4, până la 9 sau 10, în sfârșit. Problema este însă foarte complicată. Această directivă a pornit dintr-o inițiativă foarte bună și se laudă că era nevoie de o astfel de directivă și de un astfel de act comunitar, act legislativ comunitar, pentru că dura foarte mult soluționarea unui litigiu născut între state legate de această evitare a dublei impuneri convenită prin convențiile bilaterale. Numai că în această directivă sunt termene care, însumate, fac ca în cel mai fericit caz, dacă nu intervin diferite incidente procedurale, să dureze soluționarea 5 ani. Oare o fi bine? Chiar și în condițiile de pandemie, chiar și în condițiile de relaxare, relaxare a fost, a instanțelor judecătorești, a activității instanțelor judecătorești, cu termene lungi, cu redactare inacceptabilă și peste un an a unei hotărâri, indiferent de instanța la care s-a judecat litigiul, totuși se terminau mai repede și se termină mai repede decât 5 ani. Trebuie gândit acest lucru. Și când faci o transpunere, nu te obligă nimeni să păstrezi, nu trebuie să depășești. Există o regulă a acestor transpunere ale actelor legislative. Nu trebuie să depășești termenele, dar nu să le accepți ca atare. E adevărat, au făcut două lucruri bune. Cele două lucruri bune sunt că au nominat care este autoritatea ANAF-ul din România și care este autoritatea care numește membrii unei anumite comisii, Ministerul Finanțelor. Dar atât. Nu se spune care este lista celor specialiști, cum se verifică existența specialiștilor, pentru că într-una dintre structurile prevăzute de această directivă, eu nu vreau să intru în amănunte, una dintre structurile prevăzute de această directivă se face trimitere la specialiști care ar trebui, persoane autorizate care ar trebui să intre în componența unei anumite comisiuni, anumit comitet, și care trebuie să fie nominalizate. Se spune și care e mecanismul, câți oameni nominalizează fiecare, nici astăzi nu sunt nominalizați de către Ministerul Finanțelor, autoritatea de nominare, sau dacă au fost nominalizați, sunt atât de oculți încât nu trebuie cunoscuți de toată lumea, pe de o parte. Pe de altă parte, ceea ce au reținut și s-a transpus absolut
mecanic, este suma cu care sunt plătiți, 1000 de euro pe zi de activitate. Poate că se inspiră și alte instituții din România care fac apel la specialiști, la real specialiști, în legătură cu această plată. Mi-am duc aminte că în 1993-94 am făcut parte dintr-un proiect pilot care s-a ocupat de autorizarea învățământului superior și de stat și particular, dar la particular era cel mai important, și-au venit să ne ajute rectorul unei universități din Canada și un cadru didactic din Finlanda. Cel din Canada de o deosebită valoare, cel din Finlanda probabil că a venit ca să fie plătit, că de desigur a năvesit. Și la acel moment am știut acest aspect de la rectorul care a venit din Canada și care și-a cerut scuze. În comisie eram mai mulți. Fiecare român din comisie a primit 250 de dolari pentru 2 săptămâni de activitate zi de zi, iar canadianul a primit 1000 de dolari pe zi. O mică diferență, care nu va afecta cu certitudine viitorul dreptului afacerilor, perspectiva dreptului afacerilor în România. Cât privește această perspectivă, am convingerea că toți cei care au fost aproape de învățământul economic, unii care au făcut și studii economice și au și studii juridice și care se găsesc în conducerea acestei facultăți de drept și în conducerea departamentului și în general în implicați în școală doctorală, în alte structuri, în domeniul masteratelor care sunt organizate, vor ști să navigheze astfel în programa foarte largă posibilă a dreptului afacerilor, încât să se aplece asupra acelor componente absolut necesare. Aplicați-vă asupra dreptului fiscal. Aplicați-vă, care are foarte multe implicații și nu se oprește numai la auditorul financiar. Nu se oprește numai la contabil. Sunt foarte multe alte aspecte strict juridice care trebuie să avute în vedere. Ar trebui să vă aplicați asupra dreptului bancar. Sunt tot felul de modificări aduse în ultima perioadă legislației bancare care sunt convinse că nu sunt cunoscute. Sigur că noi vom avea în planul de învățământ, dacă s-a păstrat, cel pe care îl cunosc eu, și un semestru de drept bancar. Dar mi se pare că este opțional. Vedeți ce se întâmplă mai departe cu, măcar cu un masterat în materie. E mare nevoie de drept bancar. Mare nevoie. Nu e vorba de a ști să operezi la un bancomat sau să te duci să faci un depozit. E vorba de ceea ce stă în spatele acestei activități bancare. În primul rând, sunt niște reglementări foarte strânse. Sunt acte care trebuie pătrunse. Se fac plăți interbancare. Dumneavoastră știți ce sunt sistemele de plăți? Câte variante de sisteme de plăți sunt? Se vorbește acum de aceste sancțiuni care se aplică Rusiei. Scoaterea dintr-un sistem de plăți este posibilă? Sau o fac politicienii care habar n-au despre ce este vorba. Deci trebuie să ne gândim și dacă este posibilă cu ce se înlocuiește, pentru că plăți trebuie făcute. Fie că se onorează contracte care sunt deja executate, fie că sunt în curs de executare și dacă vrei să le reziliezi sau dacă vrei să le modifici, te costă mai mult decât dacă le execuți. Ne găsim în domeniul afacerilor. Nu este posibil chiar orice și peste noapte. Deci dumneavoastră trebuie să înarmați juristul, pentru că suntem la facultatea de drept, dar să nu uitați și pe economiști, să-i ajutați să înțeleagă toate aceste aspecte. Și eu m-am raportat doar la câteva. Sigur, dreptul concurenței, am văzut că este abordat. Protecția consumatorului. Sigur, sunt foarte, foarte multe capitole care trebuiesc avute în vedere. Și mă gândesc că totdeauna facultatea de drept va putea să le acopere, dacă nu prin programa cursului, pentru că un curs de comercial ar trebui să le acopere, concurența trebuie să fie special dreptul concurenței, dacă nu prin aceste programe
prin, știu eu, cursuri postuniversitare, prin masterate, programe de masterat. Sigur, vei spune că există o procedură greoaie de aprobare a programelor de masterat, dar să pornim de la conținutul acestor programe. Și după aceea, cred că se mai pot face eforturi. Nu pot să, nu vreau să vă rețin mai mult, nu pot să închei acest, să zicem, speech introductiv, fără să vă mulțumesc încă o dată că nu m-ați uitat, că m-ați invitat, că ați făcut ca această facultate să funcționeze și fără să mulțumesc rectorului în funcțiune, care v-a dat un sprijin nebănuit. Dacă nu era acest rector, nu știu dacă aveați și acum o facultate de drept, pentru că s-a bătut pentru a înțeles utilitatea facultății și s-a bătut pentru el. Deci mă bucur foarte, foarte, foarte mult că a făcut-o și îi mulțumesc. De data asta îi mulțumesc de profesorul fostului student. Vă urez succes. Sunt convinsă că va fi o conferință excepțională. Și vă urez succes și la celelalte conferințe pe care sunteți pe care să le organizați. Vă mulțumesc tuturor. Un gând foarte bun foștilor colegi din departament, cei cu care am păstrat contacte și pe care îi recunosc, că nu îi recunosc chiar pe toți. Vă urez numai bine. Mulțumim și noi și ca să întăresc ce am spus mai devreme, în sensul că ținem legătura și apreciem susținerea dumneavoastră. În urma discuției care am avut, știți foarte bine, chiar am inițiat și avem unele programe post-universitare, ați indicat mai devreme dreptul fiscal, avem un program post-universitar foarte apreciat de drept fiscal al afacerilor, care deja la a treia ediție, am depășit numărul de 300 de cursanți. Dreptul bancar, așa cum bine știu colegii, este o disciplină obligatorie și nu opțională, tocmai fiindcă deseori în discuție cu dumneavoastră am preluat aceste idei, am încercat să zicem mai departe. Desigur că avem și noi dezbaterile noastre în departament, avem de acomodat de asemenea un standard care are unii indicatori uneori mai greu de respectat, dar într-un final am mers pe acest drum, respectând atât tradiția din cadrul departamentului de drept, dar și, desigur, cerințele actuale din piață. Mulțumim, doamnă profesor, nu vă vom uita și sperăm să vă avem fiecare an la conferința aceasta și la celelalte conferințe și, desigur, în activitatea noastră curentă. Și ca să nu ne îndepărtăm foarte mult de cei care au contribuit la creionarea acestui proiect al Facultății de Drept și chiar la acestei conferințe, merg mai departe la colega noastră, doamna profesor Alca Dimitriu. Doamna Angheni a punctat mai devreme ca și partea dreptului afaceri și dreptul muncii. Noi în cadrul universității am avut și avem discipline de dreptul muncii, iar acolo unde nu-l avem, avem câteva cursuri de dreptul muncii inserate în această disciplină dreptul afacerilor. Iar doamna profesor Alca Dimitriu, care eu consider coordonator al acestei echipe, alături de doamna director Brândușa Bartolomei, întotdeauna a fost alături de cei tineri, fie ei doctoranți, fie ei asistenți, în ghidarea către cariera din practică, cariera din diversele profesii care și-au ales-o, sau cei care au decis să rămână aici alături de noi în cariera didactică. Îi mulțumim pentru munca dânsă din cadrul departamentului catedrei și acum departament din cadrul Facultății de Drept. Doamna profesor? Mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru invitație, mulțumesc pentru că ați organizat această manifestare extrem de importantă pentru juriștii din întreaga țară și nu numai, și de dincolo de hotare, în domeniul dreptului afacerilor, o ramură specială de drept despre care cu atâta grație au vorbit înainte de mine doamna profesor Anda Angheni și doamna profesor Brândușa Ștefănescu. Îi mulțumesc domnului rector pentru sprijinul pe care l-a acordat constituirii Facultății de Drept în cadrul Academiei de Studii Economice
și domnului decan Ovidiu Dumitru, care a depus un efort constant și foarte fructuos, nu numai în sensul creării facultății, dar și în sensul asigurării unei vizibilități a acesteia, care devine tot mai pronunțată în plan național și în plan internațional. De altfel, întreaga mea activitate ca membru în Comitetul Științific al European Labor Law Network și în toate celelalte tipuri de activități transeuropene și internaționale pe care le desfășor este realizată pe altarul și ca reprezentant al acestei facultăți, al Academiei de Studii Economice, al acestei facultăți de drept al Academiei de Studii Economice, pe care cu mare onoare și mândrie o reprezint în cadrul tuturor acestora. Le mulțumesc deci tuturor celor care au contribuit la constituirea Facultății de Drept, tuturor celor care au organizat, iată, evenimentul de astăzi și trag nădejde că și în partea a doua, mai ales în partea a doua a întâlnirii noastre, vom putea participa la dezbateri, la discuții cât mai interesante în acest segment. În ceea ce mă privește, rostul celor câteva cuvinte pe care aș vrea să le adresez acum vizează, constituie un fel de pledoarie pentru utilitatea dreptului muncii și apartenența dreptului muncii la dreptul afacerilor, al dreptului european al muncii la dreptul european al afacerilor și este, cred, prilejul potrivit pentru a ne aminti celebra într-un fel ceea ce vom face și pe 12 aprilie pe profesorul Ion Traian Ștefănescu, care a contribuit într-o măsură extrem de importantă la cristalizarea și fundamentale a acestei ramuri de drept în contextul dreptului afacerilor. Și de sine stătător, dar și în contextul dreptului afacerilor, o muncă pe care ne străduim să o continuăm atât cât putem. Dreptul muncii reprezintă, poate, îndrăznesc să spun, mă arunc să spun, cea mai dinamică dintre... scuzați-mă. Cea mai dinamică dintre ramurile momentului, în sensul că în materia dreptului muncii ne găsim într-o modificare permanentă determinată de modificările legislative, dar cu asta deja ne-am obișnuit, dar și cu modificările care apar în realitatea socială pe care aceste acte normative caută să o guverneze.